Bună ziua, fermierul vostru preferat aici. Mă duc la veterinar să iau vaccinul pentru noua serie de pui și o să iau și vaccinul pentru următoarea serie, care o să iasă în câteva zile, în 3-4 zile. Dacă domnul veterinar e de acord să filmez acolo, ne vedem de acolo. Dacă nu, ne vedem de la fermă. Pisica asta? Era cu capul în sacul ăsta. Să văd dacă se mai pune iarăși, dar nu cred. Era pula cu domnul veterinar. Era o grămadă de clienți și n-am mai filmat ca să nu pierdă timp cu mine. O să mă duc acum să văd ce pui mai sunt în eclozor. Să-i scot, să-i pun în maternitate. Trebuie să scot alte tași din incubator, să-l bag în eclozor. În 2-3 zile o să am altă tură de pui. Și în schimb, acum de data asta nu voi mai pune ouă de găină. Voi pune ouă de prepiliță pentru că trebuie să-mi înlocuiesc prepilițele mele cu tineret. Încă dau randament ale mele, dar vara fiind foarte cald, în camera se face o temperatură foarte ridicată și mă chinui să o răcesc. Așa că voi înlocui, voi lua tineretul și îl voi pune în locul celor mature. Ca să am producție până în toamnă, să stau liniștit. Așa mă așteaptă acum ca să-i pun pliculeț. Și o să mă duc în magazie și o să-i pun plic. Le pun în fiecare dimineață câte două pliculețe, pentru că sunt două pisici. Păi nu merită fetele lui tata. Bravo, bravo. Să vedem ce mai avem în eclozor. Oho, mai sunt o grămadă de scos. O să îi scot un pic mai târziu. O să scot puișorii un pic mai târziu, trebuie să scot gunoiul că azi e miercuri și vin să ridice gunoiul și să n-am vreo surpriză să treacă și eu să nu fi scos gunoiul. Ne vedem imediat după ce scot gunoiul. Am scos gunoiul, l-am dus în față. Acum o să mă bag să fac un cu cafea, mai băut una de dimineață, dar după noaptea pe care am avut-o, am fost foarte târziu acasă, încă mă resimt și o cafea m-ar ajuta foarte mult. Pe scurt, luăm ultimul etaj de aici, mutăm acolo, trebuie să înceapă să iasă în două zile, cam așa. Ultimul rând are și 32 de amcemani, v-am spus că de la anul să avem și rasa asta. Aici în continuare am puișori. O să iau, o să-i mut în maternitate, o să urmăresc ouăle care, din care nu au ieșit pui, dar dacă aud piuituri sau văd că este ciupit, le voi pune, le voi mai lăsa în continuare cu cele de aici și vedem ce iese. După aia eu trebuie să înlocuiesc incubatorul ăsta mare, nu trebuie să stea deloc, trebuie să muncească în continuu, pentru că oricum consum o grămadă curent și ultimul etaj îl voi umple cu ouă de prepeliță ca să pot să-mi fac seria. Mă duc să mut repede brotăcei în maternitate, au mai ieșit câteva muțate, australop negru, australop albastru, de țară, văd că a ieșit și o ceafă goală, mă o să-i bag la căldurică. Le-am pus mâncare familiilor, toată lumea s-a pus la să mănânce. Mai îmi trebuie undeva la 80-90 de ouă ca să pot să umplu un etaj pentru ouă de incubat, de prepeliță. Și o să amân un pic acum, până după amiază sigur am ouăle și o să filmez după amiază când le pun. Trebuie să mă iau mâncare la găini, că nu mai am decât un sac și nu mi-ajunge să le pun tuturor. Și calciu mai am foarte puțin și vă iau cu mine să vedeți de unde procur eu furajul pentru găini, dacă o să-mi dea voie să filmez de acolo, nu promit. Când mă întorc, pun apă mâncare la toate păsările și o să mă apuc de curățenie la prepelițe, după o să văd dacă mai filmez asta la prepelițe, că deja am filmat și nu vreau să vă plictisesc. După aia o să mă apuc de curățenie la găini în boxa mare, că nu am mai făcut de ceva timp și se vede. Iar după amiază las ultima chestie să strâng, să completez ouăle ca să pot băga încă un etaj la incubator. Dacă vreți puișori albi de carne, comunii de țară, păstrițați în hotarele de Giurgiu,
Pe principală, pe partea stângă, cum treceți de pod. S-a mica evadat. Au evadat mai mulți. Dacă vă las puișor de aici, spuneți că veniți din partea mea, o să negocieze și o să vă mai las un pic la preț. Dar nu uitați să spuneți că veniți din partea domeniului Angel. Și acum haideți să vă arăt cum iau eu mâncare pentru găini. O să iau doar 5, iau 5 de aici, îi bag în portbagaj și descarc la fermă. Aici se face furajul. Am luat mâncare, am băgat mașina aici ca să-mi fie mai ușor să car. Și acum o să car sacii, mă apuc să pun mâncare și continuăm treaba. Ninge, ninge. Ți-i tata ninge? Ah, roa. Eu că m-am spus că nici vremea nu mai e ce era odată. E mare soare afară, stați așa. E mare soare afară și ninge. Am terminat treaba la animale. Făcut curățenie la prepelițe și acum o să mă apuc să fac curățenie la găini, că n-am mai făcut de ceva timp. Și afară trebuie să le schimb așternutul, paiele, și o să încerc și la celelalte boxe dacă am timp, că azi am și livrări. O să cumpăr repede înainte, că durează destul de mult. Am luat o mică pauză, am mai respirat un pic înăuntru, acolo e un praf de... M-am cam jumate înăuntru și după aia afară. Afară nu se mai face atât de mult praf, dar înăuntru, indiferent că deschid geamul și ușa, se vede că am și sprâncenele făcute. Cred că am și în cap și peste tot am praf, dar mai puțin, îi dau drumul în continuare și după aia fac afară. Scuzați-mi părul și sprâncenele. Înăuntru am terminat, o să mai strâng până umplu roaba și de aici de afară. După o să mă duc să aduc așternut curat pentru cuibare. Și după aia o să strâng ouăle de prepelițe de incubat. O să le și pun. Dacă mai am timp, dau fac și afară. Dacă nu, las pe mâine, că mai am și liberă de făcut și trebuie să plec un pic mai devreme astăzi. Și așa seara am ajuns la 12, deci... Uitați bătaie de joc, să vedeți ce face. Na. Of, miroșea a ciorbă, miroș. Du-te de aici. Obraznicul. Gata, suficient curățenia pentru azi la găini. O să continui mâine, o să termin mâine. Da, mă drămă câinii. O să mă apuc să strâng ouăle acum repede și vă arăt cum le bag la incubat imediat. Gata, treaba pe ziua de azi, mă duc acasă că am livrări. Înainte o să spăl mașina că e destul de murdară. Și după am acasă, fac un duș și am plecat la livrări. Iar o găseam mâine pe Giuni bătută, hai! La loc amândouă, hai! Bravo!
pentru că vreau cu treaba uneori și uit să fac ending-ul, o să o păstrez pe asta și o să o folosesc pe asta când uit. Nu uitați, până data viitoare, susțineți producătorii locali. Pa!